Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre aluatul pentru foaia de plăcintă. Se obține din făină, apă, sare și untură. În această aluat se pot pregăti diferite sortimente de plăcintă, diferența constând doar în felul umpluturii și anume cu brânză de oaie, brânză de vacă, carne, spanac, varză și așa mai departe. Factorii de care depinde calitatea acestor produse sunt modul de preparare a aluatului și anume din făină, apă și sare se obține un aluat de consistență tare care trebuie bine frământat, lăsat puțin să se odihnească pentru a căpăta elasticitate. Se împarte apoi aluatul în bucăți mici care se rotunjesc perfect să untură, după care au stat în repaus un timp de 15-20 de minute. Începe prelucrarea acestora. În întinderea, împăturirea și palparea cu grăsime la fiecare împăturire este necesar să îndepărteze marginile groase. Când este gata, se așează în tăf rotunde special pentru plăcinte simia. O foaie foarte joasă, la mijloc împrutură, apoi o altă foaie. Modul de coacere pe produsele preparate din acest aluat se cuc la un foc bun. Se recunosc că sunt coapte când plăcinta și-a mărit volumul și a rumenit uniform și a consistența s-a schimbat-o. După coacere, foaia de la suprafață se strupește cu apă pentru a nu se sfârma la tăiere. Umplutura să fie în cantitate stabilă, stabilită de gramaj, bine pregătită și cu gust plăcut. Plăcinta să fie servită caldă direct din tăvile de preparare în gramajul dorit de consumator. Cu stimă și respect față de persoanele care mă-ți videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Pies, nu uitați să dați like, dislike, dacă vă plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!